Bine ai venit la o nouă lecție de genetică! Astăzi vei descoperi informații legate de transmiterea materialului genetic în descendență. Vom analiza împreună tipurile de celule, de cromozomi și caractere ereditare pentru a clarifica modul în care se moștenesc informațiile genetice și diferențele dintre indivizii aceleiași specii. Pentru a putea pătrunde în tainele geneticii, îți propun să analizăm împreună o parte dintre termenii utilizați care vor deschide poarta spre cunoașterea acestei ramuri a biologiei. Într-un organism pluricelular, distingem două tipuri de celule. Diploide este vorba despre celulele somatice sau ale corpului, din care este constituit întregul organism, și celule haploide, gameții sau celulele reproducătoare, care se formează din cele somatice. În urma unirii a două celule haploide de sex opus, rezultă celula ou sau zigotul, care este o celulă diploidă. Aceasta suferă diviziuni succesive și formează organismul pluricelular. Celulele diploide au două seturi de cromozomi. Unul provine de la gametul feminin, celălalt de la gametul masculin. Acești cromozomi sunt pereche, având aceeași dimensiune, formă și informație genetică. Notația celulelor diploide este 2N, N fiind notația pentru un set de cromozomi. Înseamnă că celulele haploide se notează cu N, ele având număr redus la jumătate de cromozomi. În exemplul din imagine, este vorba despre o celulă cu 2N egal cu 6 cromozomi, adică 3 perechi de cromozomi, două seturi de cromozomi, jumătate de la mamă, jumătate de la tată, fiecare set conținând câte 3 cromozomi. În exemplul din imagine, este vorba despre o celulă haploidă cu N egal cu 3 cromozomi, un gamet, care conține numărul redus la jumătate de cromozomi al speciei, adică un set de cromozomi. Să ne reamintim ce reprezintă cromozomii. Aceștia sunt structuri rezultate în urma răsucirii și condensării fibrei de cromatină, prin intermediul cărora se transmite informația genetică de la ascendenți la descendenți. Cromozomii pot fi întâlniți în două stadii, monocromatidic, format dintr-o singură moleculă de ADN, echivalentul unei fibre de cromatină care formează o cromatidă, și cromozom bicromatidic, format din două molecule de ADN identice, echivalentul a două fibre de cromatină ce formează două cromatide unite la nivelul centromerului. În imagine se observă cromozomul monocromatidic, care este prezent în mod obișnuit în toate celulele care nu sunt implicate în diviziunea celulară. Se observă cromatida formată din două brațe și centromerul. Cromozomul bicromatidic este prezent în timpul diviziunii celulare, moment în care ADN-ul își dublează cantitatea, iar cele două cromatide sunt identice. Cele două cromatide sunt unite la nivelul centromerului,
care este o structură importantă în timpul diviziunii celulare, făcând posibilă, alături de alte componente, împărțirea în mod egal a cromatidelor la celulele fiice. Centromerul poate avea dispoziție diferită și acesta este criteriul pentru care cromozomii pot fi clasificați cum se observă în imagine. Cromozomul metacentric are centromerul dispus median, brațe și cromatide egale. Îți propun un mic test de verificare rapidă a informațiilor din lecție. Pentru aceasta, am pregătit următoarea diagramă etichetată. În această diagramă etichetată, observăm o celulă care este eucariotă și diploidă. Știm că este eucariotă întrucât observăm nucleul, care este mărginit de restul citoplasmei prin învelișul nuclear. Știm că este o celulă diploidă, întrucât prezintă număr dublu de cromozomi. Cromozomii sunt bicromatidici, adică sunt formați din două cromatide. Acesta este cromozomul nostru bicromatidic, iar aceasta este una dintre cele două cromatide care sunt unite la nivelul centromerului. Dacă ne uităm cu atenție la acest cromozom bicromatidic, el ar putea să reprezinte un cromozom metacentric, întrucât brațele sale sunt egale. Cromozomul nostru este alcătuit din ADN, care, la rândul său, este alcătuit din fragmente mai mici, numite gene, care vor transmite caracterele ereditare în descendență. ADN-ul, prin răsucire și condensare, formează cromatida. Întrucât cromozomul nostru este bicromatidic, el va avea nevoie de două molecule de ADN identice, care vor forma cromatina, care prin răsucire și condensare vor forma cele două cromatide unite la nivelul centromerului. Felicitări! Astăzi ai reușit să fixezi informațiile legate de transmiterea materialului genetic în descendență. Ne așteaptă o nouă incursiune în tainele geneticii data viitoare. Până atunci, îți urez spor la învățat!